De Crăciunul ăsta nu se va ieși în stradă. Nu se va protesta împotriva acestei guvernări, care, pe lângă frig și sărăcie, livrează cetățenilor și o giga bătaie de joc. Uite, declarația nu e declarația. Sau, nu mai sunt pensii speciale. Ba mai sunt. Sau, noi mâncăm sushi de vită corean la Seul. Voi ce mâncați? De Crăciun se va mânca și se va bea în cinstea nașterii lui Hristos. Vreau, pentru ca să le spun cu acest prilej mesenilor lui Mesia, că dacă ne gândim că învierea lui Iisus a fost o a doua naștere, pot să consume de ale porcului și de Paște. Iisus Hristos s-a născut ca să moară, în mod programat, pe cruce. În numele cărei cauze? Personajul Iisus n-a luptat pentru eliberarea neamului său, opresat de romani. Ba chiar era de partea stăpânitorilor, a imperiului cotropitor. Dați cezarului ce este al cezarului. N-a fost nici de cum un revoluționar care să se jertfească pentru libertate și dreptate socială. Cauza pentru care a murit și adevărat a înviat a fost afirmația sa enormă că el este întruparea lui Dumnezeu pe pământ. Iar scopul sacrificiului planificat, scopul declarat, o iertare aberantă la grămadă, o mântuire pe care nu i-a cerut-o nimeni pentru toți păcătoșii din această lume. Scopul real, înlocuirea dictaturii romane cu dictatura bisericii creștine. S-au scurs 33 de ani, vârsta lui Iisus, de când niște oameni, puțini, au ieșit în stradă, unde știau că îi așteaptă gloanțele, care îi pot omorî definitiv pentru doborârea ticăloșilor stăpânitori ai României, pentru libertate și dreptate, care nu înseamnă nici de cum amnistie în stil Iisus, de care să beneficieze toți făcătorii de rău din această țară. Mă întreb, câți români liberi azi să se veselească de Crăciun vor vărsa un strop din paharul cu vin sau țuică în amintirea celor răstigniți fără cruce și până astăzi neînviați, dar atât de adevărați?